Salutare tuturor! Sunt Paul Dinu, multiplu campion național european și mondial de karate Shotokan și vă invit să urmăriți de luni până vineri matinalul Fiantele. Bună dimineața cu drag! Să nu uiți că prin viața asta treci o singură dată. Viața nu spune nimic, viața îți arată. Viața nu înseamnă a avea și a obține. Viața înseamnă a o savura și a deveni cea mai bună variantă a ta. Sărbătorile pascale se apropie și trebuie să aflăm cum trecem de la post la mâncarea de dulce cu multe calorii și ce preparate de pe masa de sărbători sunt sănătoase. Despre toate acestea le vom discuta cu specialista noastră în nutriție, dar și în sport, Nadia Balmoș, care revine din nou. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine v-am regăsit! Vă mulțumesc pentru invitație. Mă bucur tare mult, Nadia. Uite că timpul a trecut și exact ce ți-am propus acum ceva timp se întâmplă. Nadia, vreau să spui că nu mai este mult și vom ieși din post. Și vreau să te întreb, ce vei face așa de sărbători, că nu mai e foarte mult până la ele? Îmi doresc să petrec foarte mult timp, adică mai mult timp cu familia mea, cu părinții, cu frații, cu nepoții, cu natele. Veți pleca undeva sau veți petrece în familie acasă? Ne dorim să plecăm, dar ținând cont de evenimentele care se petrec, suntem încă în așteptare. În așteptare. Dacă nu, stăm liniștiți și acasă, este foarte bine. Și veți petrece cum se cuvine. Da, ca da. Să faci ceva bine, Nadia. Mă bucur tare mult din nou să te am alături de mine. Vreau să-mi salut și o echipa mea de spiriduși prezenți în această dimineață matinală. Dragii mei telespectatori, de la butoane de acolo ne face mai frumoase să apărăm în fața micilor ecrane. Laurențiu, bună dimineața cu drag, Miță din spatele camerelor. Și dumneavoastră vă așteptăm mesajele să ne transmiteți pe Antena 3 Vâlcea, exact la live-ul care rulează în acest moment, mesaje și vă transmit și o întrebare să vedem ce veți mânca de sărbători, ce veți pune pe masă. Nadia aici e o prezentă de față, vă va răspunde și ne va spune ce să mâncăm sănătos, ce este sănătos de fapt de la masa de Paști și bineînțeles de la masă nimic, de eventual ce e pe masă, zi mai Laurențiu cum e. Nadia, dăm voie, te rog frumos, să le transmitem celor de acasă prima noastră rubrică specifică matinalului și anume Meteo. Cei de la Administrația Națională de Meteorologie ne anunță că la nivelul țării precipitațiile vor fi prezente în toate regiunile locale, în sudul teritoriului și pe arii extinse, în rest, pe alocuri ploile vor fi chiar moderate cantitativ, iar izolat se vor acumula 15-20 de litri pe metru pătrat. Județul Vâlcea, Buila, Vânturarița. Între minus 6 și minus 2 grade Celsius, Masivul Cozia între minus 6 și 0 grade Celsius, Horezu între 2 și 6 grade, Brezoi între 3 și 7 grade, Voineasa între minus 1 și 4 grade Celsius, Câineni între 1 și 5 grade, Băile Govora între 3 și 7 grade, Olănești între 1 și 5 grade, Călimănești între 2 și 6 grade, Drăgășani între 3 și 7 grade, iar în Râmnicu Vâlcea temperaturile vor fi cuprinse între 3 și 7 grade Celsius. Mulțumim pentru veștile aduse de pe frontul atmosferic. Avem și noi horoscopul nostru prezentat de colega mea Lili Suciu, ci că este o lună bună pentru călătorii, pentru planuri și pentru obiective noi. Sunt tare curioasă să vedem pentru fiecare zodie în parte oare ce sfaturi ne va da Lili să avem așa o zi cu reușite. Imediat revenim în doar 3 minute. Berbec. Astăzi, berbecii stau foarte bine în sfera afacerilor, în special în a lua decizii importante la serviciu. Atenție însă la alimentație, pentru că puteți face excese serioase, vă avertizează astrele. Taur. Este o zi în care taurii au o stare de spirit foarte bună, veți fi șarmanți, sociabili și veți da dovadă de diplomație în cadrul unor afaceri. Veți negocia o împăcare prin găsirea unei soluții în urma unui conflict. Gemeni. Acești nativi simt nevoia să petreacă timp alături de persoana iubită sau de cei dragi. Aveți nevoie să vă încărcați bateriile, așa că atmosfera celor mai apropiați va reprezenta cea mai bună modalitate. Rac. Nativii Rac au de rezolvat chestiuni pe ultima sută de metri. Nu le amânați, însă țineți cont că trebuie să petreceți timp și cu cei dragi. Leu.
leii se pot îndrăgosti. Astăzi, probabilitatea să întâlniți pe cineva care vă atrage în mod special este mai ridicată decât în mod normal. Atenție însă să nu depășiți anumite limite sau să exagerați într-un mod neplăcut, vă avertizează astrele. Fecioară. Familia este sectorul pe care fecioarele se vor axa astăzi. Aveți multe de făcut, dar le veți duce la bun sfârșit pe toate dacă apelați la ordinea și disciplina caracteristică vouă. Balanța. Balanțele excelează la locul de muncă, în relația cu un șef sau un coleg. Chiar și cei mai încăpățânați vă vor asculta și urma în ceea ce faceți. Scorpion. Acești nativi nu pot sta deoparte de cheltuieli. Tot ce trebuie să faceți este să scrieți o listă cu lucrurile necesare, ca să nu exagerați, mai ales dacă trebuie să cumpărați cadouri. Săgetător. Nativii săgetători trebuie să gestioneze totul cu diplomație la locul de muncă astăzi. Dacă vreți să aveți o zi liniștită, trebuie să fiți răbdători, mai ales în zona profesională. Capricorn. Acești nativi se lasă duși de emoții, iar acest lucru poate avea repercusiuni negative. Soluția este să priviți situațiile dintr-o perspectivă obiectivă și să vă concentrați mai mult pe gândurile bune. Vărsător. Iubirea le face o vizită vărsătorilor. Indiferent de ce auziți, bazați-vă pe instinct și spuneți ceea ce simțiți. S-ar putea să existe o persoană care simte același lucru pentru voi. Pești. Astăzi peștilor le merge la fel de bine în dragoste, în special în raport cu o persoană de peste hotare, pe care abia ați cunoscut-o. Lili, din suflet îți mulțumim pentru horoscopul prezentat. Am aflat și dacă planetele se aliniază, stelele, ce energie ne transmit. De alături de mine în această dimineață a revenit cu forțe proaspete și cu acel zâmbet molipsitor, bineînțeles, Nadia Balmoș, specialistă în nutriție, dar și în sport. Nadia, vom discuta astăzi despre masa de sărbători și cum să facem trecerea aceasta de la post la multe calorii, carne și așa mai departe. E, nu trebuie să facem trecerea la multe calorii, trebuie să fim foarte atenți. Ținem cont că pe perioada postului am fost lipsiți de proteina animală greu digerabilă și acum trebuie să fim foarte atenți la cantitate și la cum asociem alimentele. Masa sărbătorilor pascale la noi este plină cu de toate, cu frituri, cu așa este, dar de precizat foarte important, Nadia, având în vedere că sărbătorile de iarnă sunt două la număr, da. Iar de sărbătorile de iarnă tăiem porcul. De Paști, că tot nu mai este foarte mult, vom tăia mielul sau curcanul. Deci, da. Oarecum, masa de sărbători de acum este mult mai sănătoasă din punctul meu de vedere decât cea de pentru sărbătorile de iarnă. Da, dar și mielul vine și el cu grăsimi și el este greu digerabil. Deci, nu este o carne mai sănătoasă? Nu ne face rău nici carnea de porc dacă o consumăm în cantitatea optimă și pregătită cum trebuie. La fel și carnea de miel. Bineînțeles, mai ușor curcanul, pasărea, dar trebuie să fim atenți acum combinăm alimentele pe masă. Da? Dacă am ales să mâncăm o friptură de miel, lăsăm pasca și cozonacul pentru altă masă. A, da? Da. Păi, în principiu, cam o masă copioasă de Paște arată așa. Da. Aceste ouă, normal vopsite, pe care le putem mânca dimineața, clar, și nu ne fac rău, da. Sunt fierte, deci clar nu e, dar nu trebuie la fel, în cantități mari, da, pentru exact. Că, clar, automat, colesterolul nostru va crește și datorită gălbenușului, da? Da? Și salata de beof, iarăși, care este foarte faimoasă și foarte preferată, da. Cum e la putem capitolul să încercăm ăsta să salata? Le facem și puțin mai light, cum spunem noi, da. Acum, mai ușoare. Maioneza, putem să folosim maioneza exact, da, da, da. Vegetală, este mai ușoară, nu? Da, dar iarăși, dacă mâncăm puțin, nu ne face rău, nimic. Nimic, da. În cantități dacă mici. Combin și miel, și salată beof, și cozonac, și pastă, curcan. Și curcan, și ouă, normal că atunci pun ficatul în dificultate, fiera la fel și toate sucurile digestive care nu fac față. Dar și dacă apar problemele acestea de digestie.
Dar dacă, eu știu, majoritatea, eu sunt de principiu, cam așa fac eu, uite, spun cum fac eu. Ciugulez puțin din toate. Nu mult, dar puțin. Trebuie să vedem cât, ce înseamnă puțin pentru fiecare. Bineînțeles, la micul dejun mănânc oul fiert pe care, bineînțeles, ciognim așa. Mai combin salata aceasta de biof, o lingură, cu o bucățică de brânză, cam mai ar fi. Da, dar să nu uităm că sunt oameni care fac asta și la micul dejun de când se trezesc în ziua de Paște, și la prânz, și la cină, și a doua zi la fel, și a treia zi la fel. Din punctul meu de vedere, cred că ar trebui să ne facem trei mese pentru normal, și să alegem pentru fiecare ce anume așezăm pe masă și ce consumăm. Că e timp să le consumăm pe toate. Hai să facem, uite, Nadia, o zi de Paști, cum ar trebui să mâncăm. De exemplu, uite cum ai zis tu, ne trezim de dimineață, ciocnim un nou, un semn de sărbătoare, da, și mâncăm acele ofierte, putem să mâncăm și un fruct, și ce dacă e ziua de Paște. La prânz o friptură de miel sau... am uitat să spun, la micul dejun, alături de ou fierte, merge și o felie de cozonac sau de pască. Da, la micul dejun. Și salata de beof trimis la prânz? Aș trimite-o către prânz. Ok. Da, către prânz și seara să rămânem cu o friptură de miel și cu o salată. Sau de curcan sau de cu salată. Da. Și la prânz poate o ciorbă. O ciorbiță, exact, sau o salată beof. Dar ce aș introduce eu între aceste mese? Mișcarea. Mișcarea. Da. Drobul cum ți se pare? Merge introdus și la prânz sau la cină. Cu salată, cu verde. Nu este, cum ar veni, prăjit, este copt, la cuptor și automat... Bineînțeles, atent la cantitate. Întotdeauna. Sunt fierte, ia uite, și face planuri, Laurențiu, ce să mănânce, cum să mănânce, cât să mănânce. Nu, Laurențiu, nu o să mănânci mult, promiți? Când o să vină mama ta cu de toate, uiți de promisiune. Să nu adăugăm cozonacul și pasca seara. Deci după friptură, deja e combinația, este puțin către bombă calorică. Care dintre preparatele de pe masa de sărbători sunt cele mai și cele mai sănătoase? Adică chiar merită consumate? Sarmalele, uite, de exemplu, cu piftiile. Da, merg și ele, nu e nicio problemă atâta timp când nu le facem foarte grase. Foarte deci grase. Pot să fac sărmăluțele cu carne slabă și să știi că și atunci când sunt în dietă folosesc aceste meniurile mele, sărmăluțe cu carne foarte slabă, fie de curcan, de vită. Da, cred că de curcan este cea mai indicată, cea mai sănătoasă și cea mai bună, gustoasă. Nici măcar nu-ți dai seama că mănânci de curcan sarmale. Da. Sau poți să mai adaugi și soia în ele. Da, cred că în această perioadă s-au cam săturat de soia. Dar, pe perioada, nici când nu suntem în post, merg sărmăluțele din carne slabă. Ardei umplut, iarăși carne slabă. Ardeiul umplut, este foarte bun. Nadia, dăm voie, uite, te rog frumos, salut și eu telespectatorii fideli, să mai lansăm o dată întrebarea pe care am adresat-o la începutul emisiunii, și anume, ce vă place să mâncați de sărbătorile pascale, pentru că nu mai este foarte mult și se apropie, și sunt tare curioasă să văd așa ce... plăceri culinare aveți dumneavoastră, cei care ne urmăriți. Și să vă salut, bineînțeles, pe doamna Gianina, Anca Moldovan, bună dimineața cu drag, Georgescu Liliana, Cătălin Georgescu, Argeșanu Constantin, doamna dirigintă, Adrian Monafu, bună dimineața cu drag, Adrian Monafu, Terezia Maria Banac, Alex Anton, Mihai Iordache, Claudiu Sândulescu, Ionela Găbrian, Nicușor Iulian din Cincu Brașov, Mari Buhulete, Cristina Făgădău și domnul Nicu Făgădău, Popescu Filoftea, Lucian Cărămidă, Maria Florina Nicu, Oprea Cipriană, Roseti Ioana și Dănuț Constantin. Vă mulțumesc tare mult și mă înclin în fața dumneavoastră pentru că în fiecare dimineață sunteți alături de noi și fără dumneavoastră noi nu am exista. Așadar și prin urmare sper din suflet ca edițiile noastre speciale, pentru că sunt ediții în care vă aducem în atenția dumneavoastră doar invitați de la care avem ce învăța,
de la care ne putem, cu care ne putem distra. Și în această dimineață, după cum am vorbit mai devreme, Nadia Balmoș, discutăm despre nutriție. Și avem aici, doamne, doamne, ce foame am pe mine, Laurențiu, fă ceva. O friptură, cred că este de curcan, dacă nu mă înșel, cu cartofi. Ce părere ai despre această combinație pe care majoritatea Nadia o fac? Da, în opinia mea nu aș alege această combinație. Cu ce combinație de proteină animală cu carbohidrați? Fie proteină animală, adică ce avem acolo în imagine, da, puișorul sau curcanul, cu verde sau alte legume care nu au amidon, fie cartofii asociați cu verde. Da, bun. Ce sfat ai pentru domnii care le place să mănânce mult, dar și pentru doamne? Să avem în vedere faptul că bărbații elimină un anumit număr de calorii, iar femeile mai puțin, dacă nu mă înșel, nu? Contează la fiecare ce activitate desfășoară. Să zicem că... Că sunt și bărbați sedentari, da, na? Sunt și femei sedentare. Da, într-adevăr, se spune că metabolismul lor este mult mai activ, dar să nu dăm vina pe asta și să nu ne ascundem după aceasta. Trebuie să fim active, indiferent, adică și noi și domnii. Trebuie să fim activi. Sunt persoane care se confruntă, într-adevăr, cu mâncatul emoțional. Dar și aici trebuie să evităm cât mai mult statul în casă alături de alimentele care ne fac ochiul. Ok, deci să nu cumpărăm. Să găsim preocupări. Și, da, era vorba... și să nu cumpărăm, să aducem în casă. Era vorba aceea, niciodată să nu mergi la cumpărături înfometat. Da. Este adevărat această zicală? Este adevărată, bineînțeles, ca și acasă. Să nu ajungi la momentul în care ești înfometat. Da. Pentru că atunci mâncăm fără control. Okay. Da? Dilatăm stomacul, probleme digestive, forțăm și activitatea glandelor anexe, sucurile digestive. Vreau să te întreb, Nadia, există o dietă minune? Nu. Nu există dieta minune. Trebuie să ținem cont de câteva reguli minime și de bun simț. Trebuie să, indicat este să mâncăm adecvat, eu știu, în funcție de vârstă, de starea de activitate, momentul în care ne aflăm, starea de sănătate sau de boală. Da? Deci nu s-a inventat până acum niciun produs pe care să-l înghit, să-l consum și să zic că el, acel produs, îmi arde grăsimea de pe mine sau acel produs îmi crește mușchii sau nu. Da, majoritatea fac această greșeală, consumă foarte multă proteină gen puiu. Da, nu există. Astea sunt lucruri învechite, nu, am evoluat și noi. Ce frumos ai spus. Da. Dieta unui om obișnuit nu este dieta unui sportiv de performanță. Este foarte important, da, să precizăm. Da. În primul rând trebuie să ne gândim la starea de sănătate și de bine. Adică urmăm și o dietă, încercăm să ne atingem acest obiectiv de pierdere a kilogramelor în plus, dar trebuie să ne gândim și la sănătate. Consumul exagerat de proteină prin degradare determină și toxic și atunci forțăm și rinichii. Și să nu uităm că și excesul de proteină tot în grăsime se transformă în corpul nostru, în calea metabolică. Uite, vezi, asta este un lucru foarte important ce ne spui tu acum, Nadia. Deci proteina trebuie consumată adecvat. Da? Nu depășim, mai ales noi femeile, un gram pe kilogram corp. Cum să aibă putere de caracter cei care se vor merge așa, nu știu, din casă în casă, la prieteni, la rude, să mănânce de la toți? Trebuie să învățăm să spunem nu. Ce frumos! Da. Nu, Laurențiu, nu, te rog frumos, nu! Nu vreau să mănânc, am mâncat, da, sunt... Exact. Da, și mergem, dacă nu dorim să mâncăm, mergem nu înfometați în vizită. Luăm o gustare deja când plecăm de acasă. Și dacă te mai sună și încă un prieten, și încă verișoara, și încă vărul, hai și pe la mine. Da, ne vedem, vorbim, râdem, discutăm, dar nu mâncăm. Este foarte important să avem în vedere și faptul că, uite, mi-a venit o chestie foarte interesantă. În această perioadă se va consuma și foarte mult alcool. Da, Nadia. Foarte atent și la combinația aceasta alimentelor cu alcoolul. De, dacă totuși consumăm alcool, încercăm să evităm consumul de grăsimi în acel moment, nu știu, pentru că forțăm ficatul, fierea.
Sunt, ci că se spune că ardelenii beau acea pălincă să topească grăsimile. E, da. Cum e? Combinația asta, măi, deci, acea pălincă înainte de masă, să nu uităm că irită foarte mult, deci pe nemâncate, mucoasa gastrică. E, după ce și mâncăm, mărește senzația de foame mâncare, și pofta de mâncare. Adică, probabil exista chestia asta și înainte la bunicii noștri, dar ei după aceea se mișcau foarte mult. Erau foarte deci asta este foarte important, Nadia, de precizat, pentru că multă lume asta nu înțelege. Faptul că una este, zic, ardelenii mănâncă șuncă, beau pălincă, nu știu ce. Da. Este de precizat și foarte bine punctat, Nadia, să înțeleagă cei de acasă, faptul că una e când mergi la coasă și faci un efort să ardă caloriile pe care mare. Le-am ingerat. Da. Și îți permis să mănânci acea șuncă, clar, fără doar și poate, dar nu, tu stai acasă, în pat, toată ziua la televizor și zici, eu mănânc șuncă că a zis nutriționista că nu mă îngrașă șunca. Adică dacă suntem activi și am zis, dacă prin activitățile noastre consumul caloric depășește numărul de calorii ingerate, atunci nu este nicio problemă. Deci fim activi. Știu că la un moment dat ți-am mai adresat această întrebare, dar n-am avut timpul necesar să punctăm mai mult, Nadia, și este de ceva de actualitate cu care, deci, în care majoritatea oamenilor cu această problemă se confruntă, și anume mâncatul excesiv de dulce, mâncatul emoțional. Știi că am mai vorbit noi de asta, dar nu am avut timp să dezbatem și cred că este o problemă foarte gravă pentru că vine ceva de la nivel mental. Cum e treaba, Nadia? Și industria aceasta alimentară, să știi, se folosește foarte mult de aceste aspecte și am mai spus, pornind de la ambalaj, miros. Dar acasă nu miroși. Clar. Bine este să nu le avem. Exact. Și să găsim și activități care să te împlinească sufletește. Exact. Cumva. Și să ne ocupăm timpul. Deci dacă cât stăm acasă, în preajma acestor alimente, dacă le avem, cu atât vom mânca mai mult. Ieșim, ne plimbăm, socializăm. Deci încercăm să desfășurăm activități și care ne mulțumesc și ne fac fericiți. Am înțeles. Nadia, dar pentru oamenii supraponderali, care deja suferă cu genunchii, cu articulațiile, își ajung la o greutate destul de mare în care nu mai se pot deplasa sau nu mai pot face mișcare, ce le recomand? Tot dieta. Deci, bineînțeles, poate să slăbească doar de dietă și atât? O dietă echilibrată, bine stabilită de un specialist, adică fără să ajungă la carențe, câte un pic din toate. Să știi că este cea mai bună variantă, nu poți să-l iei un obez, să-l... Dar de ce se spune că roșia îngrașă și decât să mănânci roșie, mănânci castravete? Dar roșia, dar roșia nu. Deci eu sunt de părere că niciun aliment nu îngrașă, Mădălie. Deci nu îngrașă nici roșia, nici castravetele, nici carnea de porc, de vită, dacă mâncăm cât trebuie și când trebuie. Toba îngrașă? Depinde cum e făcută. Dacă predomină grăsimea, dacă mănânc mult, normal că mă voi îngrășa. Dar nu mănânc tobă în fiecare zi. Mănânc odată la Paște, la Crăciun. Dar cei supraponderal, de exemplu, nu mai pot să facă mișcare, nu, Nadia? Adică este foarte complicat. Este foarte complicat pentru că au probleme cu articulație. Exact. Nu poți să-l iei. Adică sunt anumite mișcări lente. Mm-hmm. Îl treci treptat. De la... Ai avut astfel de clienți? Da, avem și așa. De aceea, și cum lucrez cu ei? Adică stau să-mi imaginez cum puțin, deci, baza la ei este dieta, alimentația. Reducem caloriile, asigurăm nutrienții zilnici, dar și mișcări controlate și care nu pun în pericol articulațiile lui, coloana. Deci asta este foarte important, să nu pună presiune. Inima, da, pentru că automat este, nu mai pot să respire, nu mai pot să meargă. Pentru tot că timpul atent, când lucrezi cu o astfel de persoană, atent la ritmul cardiac. Da, deci în efort. Este foarte periculos pentru ei, nu? Da. Și automat, pentru că ajungând la acest nivel, adică cu aceste kilograme și această stare, normal că a fost o lipsă de activitate fizică, deci sedentarism și supraalimentație, ca să spunem așa. Atunci inima nu e pregătită, vasele de sânge nu sunt pregătite, trebuie foarte bine dozat efortul, lent, câte puțin.
Dar cum să facă? Eu am observat, sunt persoane care țin dietă, se ambiționează, mă refer la cei gurmanzi, da? Da. Care mănâncă, eu știu, zic, gata, de astăzi nu mai mănânc, țin dietă, mă apuc să vreau să slăbesc, promit, nu mai fac, nu mai drept. Și mănâncă pe ascuns sau îi ține ambiția asta undeva la 2 săptămâni aproximativ. Trebuie să înțelegem și ce înseamnă dietă. Dietă nu înseamnă înfometare, dietă nu înseamnă o rețetă anume. Dieta vine cu o reducere a numărului de calorii, dar cu toți nutrienții de care noi avem nevoie. Okay. Trecerea către o dietă, deci de la abundență la o dietă, se face treptat. Adică nu excludem, că tocmai de aceea, pentru a nu renunța, pentru că vom fi nervoși, creierul nostru va vrea în continuare cu ce i-am dat și cu ce l-am obișnuit. Trebuie treptat, renunțăm la zahăr prima dată, la făinoase, apoi ușor scoatem și grăsimile rele, da, lactatele foarte grase, brânzeturile fermentate. Deci se face treptat, din când în când la o masă mai reintroducem din alimentele cu care el a fost obișnuit. Deci nu brusc. Niciodată, deci nu brusc. Uite, mă uit la această salată de Beauf, da. Și știu că în această perioadă gospodinele vor orna această salată. Păi uite, dacă n-am orna așa, ea arată frumos, e drăguță, dar dacă n-am orna, deci de acolo vine surplusul acesta de grăsime, că de fapt salata Beauf ce este? Un amestec de legume. Care sunt sănătoase, sunt bune, nu e nicio problemă. Exact. Da, pot să-mi fac oricând, în viața de zi cu zi, o salată, dar să nu încarc așa. Deci clar nu așa, să nu arate. Da. Am înțeles, e foarte important. Da, v-ați dă doamnelor și domnilor mare grijă ce mânca și vreau să o întreb foacul pe Nadia, ce va mânca ea de sărbători? Cum va arăta pentru ea o zi de sărbători? Ce vei mânca, Nadia? Având în vedere, să precizăm faptul că tu ești sportivă, faci mișcare. Să știi că nu sunt așa, nu o să mă vezi dând năvala în supermarket cu coșul plin, nu. Dar chiar că acum am perioada bine, asta... Bine, nu că există mama să-i dea Dumnezeu sănătate să trăiască încă 100 de ani, să ia face, dar încerc să îi dezobișnuiesc de toate obiceiurile acestea, nu cu mult, adică puțin așa. Poate facem, am făcut la Crăciun piftii sarmale, nu mai facem de Paște, mielul, un drob și o roșii și un cozonac și atât. Și atunci mâncăm puțin, dar să știi că imediat, adică la 2-3 ore sunt în sală, mă antrenez, fac mișcare. Cum, adică tu să faci în ziua de Paști mișcare? La orice tu ești, mă plin, să știi. Mă plin foarte mult, deci chiar dacă nu, să zicem, nu mă duc în sală, dar merg pe jos, nu pot. Deci mișcarea face parte din viața mea, e ca apa, aerul, nu pot fără. Refuz să cred că tu vei fi... Trebuie să fiu frumos să-mi trimiți o poză. Fiți atenți, dragii mei, eu nu o cred. Adică n-ai cum, e ziua în care stai, păi și eu te-am întrebat ce faci de sărbători. Mă, mă duc cu mami, cu tati, cu iubitul. Păi, cu dar oricum le zic să nu vină de dimineață, ne vedem după amiază sau la cină. Deci clar nu. Seara, să vină să stați cu toți la masă. Da, da. Că altfel te vor corupe. Familie, exact. Te vor corupe să mănânci. Păi mă corup și atunci și de la prânz și la cină. Prea mult. Concursuri în următoarea perioadă, ce planuri ai așa de viitor? Te-ai gândit ce urmează? Pentru că vine și vara, adică nu mai e foarte mult, nici până la vară. Dacă să organizezi ceva. Țintesc campionatul european și cel mondial de fitness, Federația Sportivilor Naturali. Deci asta este ceea ce îți dorești tu. Da, da, da. Ai și bine, ceea ce îmi doresc, deci am obținut un titlu de campion mondial, dar îmi doresc un titlu de profesioniști. Antrenezi și sportiv pentru aceste concursuri sau doar pe tine și atât? Doar pe mine și în cadrul antrenamente, facem antrenamente personale pentru diverse scopuri, slăbit, tonifiere, întreținere, antrenamente de grup, la diverse săli, aerobic, step, total body, dar către partea aceasta de performanță nu prea sunt doritor, pentru că nu e așa de ușor. Este un sport totuși scump. Scump și totuși și trebuie multă, exact, ambiție, muncă, antrenament, dietă și investiție. Deci un costum de gală
Mă costă și 500-600 de euro. Da, este da. Ceva, clar, fără doar și poate. Fără alte, fără machiaj, fără pantofi, fără taxe. Deci, nu de participare ușor. Nu e ușor, da. Nadia, vreau să te întreb puțin legat de verdețuri, pătrunjelul, mărarul, leușteanul. Putem face, le folosi și în smoothie-uri, nu doar... Da. Că atunci când le preparăm, de exemplu, în ciorbă, le, ciorbă, tocăniță, cam aici se folosesc ele cele mai des. Prin fierbere își pierd din proprietăți. Da, dar și aici ar fi bine să le adăugăm la final. Da, bravo, la final. La final. Atunci, clar, dar și în smoothie-uri, exact, dacă... Sau salate. Sau salate, tolerăm. Mm-hmm. Deci pătrunjelul este foarte indicat, bogat în vitamina C, deci plăcut la gust. Trebuie să-l consumăm. Și partea de toxine, cum ne-ai sfătuit tu, Nadia, să eliminăm toxinele? Știu că consumăm apă și mișcare, da. Prin transpirație, da. Adică cel apă mai important. Apă și mișcare. Dar am observat că atunci când mergem la sală, corpul meu, cel puțin, începe să transpire aproximativ după vreo 15 minute, așa, intens, dacă faci mișcare bandă. Acum, asta diferă, să știți, de la persoană la persoană, contează foarte mult tipul de antrenament. Sunt persoane care nu transpiră mai deloc, ai văzut? Cum fac să elimine toxine? Asta trebuie să-l faci, să-l aduci la acel nivel. Uh-huh. Deci există metode pentru fiecare. Tipul de antrenament diferă. Aici recomand antrenamentele personale. Clar, deci nu se poate altfel. Exact, pentru că antrenamentul tău nu este antrenamentul lui sau ei. Corpul diferă de la om la om. Exact, și mai ales că... ceea ce dorim, cum suntem la momentul respectiv, starea de sănătate, ce tip de exercițiu se potrivește, vârsta, iarăși. Uite, mi-a atras atenția acest cozonac, Nadia, și am uitat să precizăm faptul că sunt cofetării sau, mă rog, patiserii unde fac acești cozonaci și pot să-i facă cu un dulcitor, să nu folosească zahăr. Aici este de recomandat acest aspect să fie folosit, să fie gătit. Acum în... și acei îndulcitori nu sunt chiar atât de sănătoși. Eu zic că dacă tot e Paștele și dacă tot e sărbătoare, mănânc un cozonac cum trebuie, o felie. Ai cozonac cum trebuie și apoi gata. Deci dai ca părintele, ca preotul dezlegare la mâncare fără... Exact. Și apoi gata, încetăm. Adică nu ne ascundem după asta, mănânc și mâine care are îndulcitor sau n-are zahăr. Nu, caloriile există. Și încă ceva, foarte important, cu dulciurile acestea ro-vegan. Ro-vegan nu înseamnă hipocaloric. Ok. Să nu uităm că dacă... Foarte important. 100 de grame de nuci sau de sâmuroase au 600 de calorii. Wow, nu te cred! Deci eu printr-o prăjiturică ro-vegan pot să ajung la un număr mai mare de calorii. Că sunt produse bio, fără prăjie, fără coacere, asta da, dar ro-vegan nu înseamnă hipocaloric. Mamă, nu am cuvinte, m-ai lăsat mască, eu care mai ciugul așa ca o veveriță, ca un iepuraș, cât o nucă, cât o migdală, dar dacă tu îmi spui că foarte mult... Știi cât ar trebui? Cât luăm așa în coșulețul palmei. Care înseamnă un maxim de cel mult 30 de grame pe zi, nu mai mult. Am înțeles. Nadia, nu mai avem foarte mult până la final și vreau să-ți spun că avem așa aici, am ceva pregătit pentru tine. Mulțumim din suflet pentru sfaturile oferite, pentru cum arată așa o masă copioasă. V-a dat dezlegare, dragii mei, ați înțeles. Câte puțin din toate, făcut mic dejun, prânz și cină, deci nu toate la oaltă, adică și la micul dejun să mâncăm, eu știu, drop, cozonac, friptură, wow, salată de biop și chifteluțe, că deja nu mai pot să vorbesc. Vă spun din suflet, am apă în gură și trebuie frumos proporționată și făcute pentru 3 mese. Da. Clar, fără doar și poate, da? Da. Bun, Nadia. Vreau să zic așa, avem sau, ce preferi? E un fel de concurs, așa, să te cunoaște mai bine pe tine ca persoană și vreau să te întreb, ce preferi? Instagram, Facebook sau TikTok? Ținând cont că nu am TikTok. Nu ai? Nu am. Da? Cred că Facebook. Facebook, este de-a mea, este de-a mea, măi, Laurențiu, având în vedere că
Da, toate suntem active pe... Instagram este pentru cei noua generație, noi suntem pe vechea generație, mai de modă veche, așa, dar uite, suntem live pe Facebook, deci clar Facebook predomină. Să ne cunoaștem, deci să nu... Da. Poze, portret sau de la distanță? Cred că de la distanță, mai. Înțeles. Vacanță sau muncă? Vacanță? Da, la vacanță cheltui banii, că așa zic eu mereu, la muncă faci banii și nu-i cheltui. Bun, frumusețe sau suflet? Aș putea să le aleg pe amândouă. Păi da, trebuie să aleg ceva, n-am ce să face. Suflet. Suflet. Da. Fii atentă, că asta e foarte tare, ci că alimentație, sport sau plăcerile culinare? Da, ținând cont de emisiune, n-aș putea să aleg plăcerile culinare. Aleg sport. Alegi sport. Ciocolată sau vanilie? Vanilie. Apă sau suc? Apă. Aolea. Minciună sau adevăr? Adevăr. Vacanțe în străinătate sau în țară? În străinătate. Club sau restaurant? Restaurant. Film horror sau comedie? Comedie. Bicicletă sau mașină? Fi sinceră. Bicicletă. N-ai venit cu bicicleta la matinal, așa că nu te cred. Mi-a plăcut asta. Distracție sau relaxare? Relaxare. Aventură sau iubire? Iubire. Acru, sărat sau dulce? Da. Bun asta. Hai că-s curioasă să vedem ce îmi răspunzi. Cred că sărat. Sărat, da. Nu face atât de rău. Nu că nu-mi place dulcele, dar le evit. Le evit. Pizza sau paste? Paste. Vin, bere sau tărie? Vin. Bun, asta mi-a plăcut tare mult. Înghețată sau prăjitură? Înghețată. Clar, că altfel... Înghețata nu e așa cu multe calorii. Are și ea, da. Gospodină sau doar să mănânci mâncarea care a fost deja gătită? Nu, gospodină, îmi place să gătesc. Îți place să gătești. Omletă sau ouă ochiuri? Omletă. Ceapă sau usturoi? Ceapă. Ceapă. Dacă ai putea controla un element, ce ai prefera să controlezi? Focul sau apa? Focul. Focul. Interesant. Ce preferi? E să economisești niște bani sau să cheltui toți banii câștigați? Economisim. Economisim, așa cu jumătate de gură, măi Nadia. Ai prefera să petreci viața cu o singură persoană sau să aveți mai mulți parteneri pe tot parcursul vieții? O singură persoană, deja am ales. Nici n-ai putea să zici altceva, da. Că te așteaptă acasă. Preferi să ieși cu un partener tupeist sau cu cineva timid? Preferi oamenii timizi sau tupeiști? Și aș alege pe cei cu care mă găsesc eu bine. Dar nu știu, acum nu se încadrează nici la timizi, nici la tupeiști. Și fii atentă că asta e foarte tare, ci că preferi un partener cu un fizic excelent sau un partener cu o personalitate foarte bună? Trebuie să alegi aici, nu mă interesează. O personalitate bună. Bun. Preferi un partener urât, dar fidel, sau un partener atrăgător, dar necredincios? Mergem pe fidelitate. Am înțeles. Și atunci când mergi la plajă, preferi costumul de baie sau... deci costumul de baie tanga sau brazilian? Brazilian. Brazilian, deci nu ești așa, adică la aspectul tău și la fizicul tău, Nadia, aș fi zis că tanga? Nu, brazilian. Nu? Tenis sau fotbal? Tenis. Am înțeles, gata. Nadia, ai scăpat de mine în această dimineață cu aceste întrebări. Sper că te-ai simțit bine. Foarte bine, vă mulțumesc. S-au plăcut întrebările? Foarte mult. Mă bucur. Nadia, îți doresc sărbători fericite, să fii sănătoasă, la fel de zâmbitoare, să radiezi mereu pentru că emani o energie pozitivă și dai o stare de bine. Vă mulțumesc. M-am simțit extraordinar alături de tine ca de fiecare dată. Vă mulțumesc și vă doresc sărbători fericite. Mulțumesc din suflet, Nadia, doamnelor și domnilor.
și dumneavoastră vă mulțumim pentru atenția acordată în această dimineață. Sperăm din suflet ca sfaturile oferite și discuția noastră pe care am avut-o să vă fie de folos, să aveți așa o viață sănătoasă, să mâncați sănătos, cu alimentație bogată în vitamine, nutrienți, minerale. Nu uitați și de apă și mai ales de mișcare. Toate cele bune! La revedere!